M-a ajutat să diversific activitatea în sala de clasă. În sensul pozitiv, adică elevii au devenit mai fericiți folosind resursele digitale. Faptul că au conștientizat ce au ei în comparație cu bunicilor. Am avut un exercițiu foarte plăcut luat de pe platformă și au fost încântați de ceea ce au aflat. Cum erau jocurile bunicilor, cum erau jucăriile lor. A fost să mă schimb. Cea mai mare provocare. Mă simt fericită pentru că și elevii mei sunt fericiți. Cred că îi ajută pe elevii mei să în viitor să-și găsească mult mai ușor un serviciu. Cred că îi ajută să colaboreze. Cred că îi ajută să mânuiască mult mai ușor resursele digitale, telefoanele, calculatoarele. Colaborare, cred. Da, prin colaborare. Exact cum am spus, minunat. Da, se simt minunat. Pentru că aduce beneficiu în clasă. Elevii sunt mult mai atenți, lecțiile devin plăcute, sunt făcute pe placul lor. Provocare.